you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Astăzi, după cum vedeți, Bitcoin-ul încă a ținut acest trend și se pare că chiar încearcă să rupă rezistența de unde a căzut zilele trecute. Mai exact, zilele trecute am testat 19.700, da? Am testat suportul de la 19.251 pe care l-a ținut și totodată a ținut trendul și acum încercăm înapoi să testăm rezistența. Da? De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că S&P-ul, da, vrea să urce. Da? În momentul de față, asta vrea să facă. Testează rezistența canalului. Bun? Foarte mulți m-au întrebat zilele trecute sau m-ați întrebat mereu, cade Bitcoin-ul, până unde poate să cadă Bitcoin-ul, care este bottom-ul. Sincer vă spun, atât timp cât S&P-ul nu rupe 3587, Bitcoin-ul nu o să coboare sub 17500. Da? Părerea mea personală. Da? Bun. Vreau să vă citesc un mesaj pe care l-am primit în rubrica de comentarii și mi s-a părut foarte interesant. Da? Și spune așa. Te urmăresc de anul trecut și sincer ai fost unul dintre cei mai sinceri traderi. Mulți au zis că ești un clown și nu știi ce vorbești. Dar de când te urmăresc, am învățat foarte multe de la tine. Respectele mele, mulțumesc, Narcis. Dacă cineva mă urmărește de peste un an de zile și a învățat sau învață ceva de la mine, pentru mine înseamnă enorm. Fiindcă scopul acestui canal este să pot să vă ajut cu informațiile pe care le știu, da? Și să vă dea valoare încât să puteți să fiți ori trader mai buni, ori să profitați de anumite mișcări ale pieței, da? Bun. Și acum, haideți să vedem Bitcoin-ul, la ce trebuie să fim foarte atenți. Deci S&P-ul, v-am explicat, este pregătit, suntem la o rezistență unde am rupt, da? Vă spuneam că trebuie să rupă 3800, l-am rupt, acum avem acest minim, da? Care acum este rezistență, da? 3850, să spunem 3852, dacă îl rupem și îl luăm suport, sunt șanse să mergem mult mai sus. Dacă nu, poate să fie decât un fake sau poate să fie decât un fake să urce și apoi să cadă înapoi în canal. O să vedem în zilele următoare. Bun, haideți să mergem la Bitcoin, vedem cum arată Bitcoin și la ce trebuie să fim foarte atenți. După cum vedeți, rezistența în momentul de față este la 19.440. Dacă o rupem și o să o rupem cât de curând și o luăm suport, mergem mai departe la 19.700. 19.700 este o rezistență destul de puternică pe care am testat-o de câteva ori și n-am rupt-o. Probabilitatea să o rupem este mică, dar există. Da? Deci fie aici aveți ordin de sell, fie așteptați, vindeți jumate sau așteptați să o rupă și să o ia suport. Da? Bun, haideți să mergem pe daily, să vedem cum arată pe daily. Pe daily vă spuneam că este foarte important să țin acest trend. După cum vedeți, l-a ținut, da? Și din ce în ce se consolidează în această zonă. Practic, este o zonă de acumulare sau o zonă unde își creează volum, da? Dar atât timp cât ține trendul, înseamnă că respectă și suntem în parametri. Acest canal, o să-l scoatem, că nu a trecut peste el, da? Bun. Haideți să mergem pe un time frame și mai mic, pe o oră. Pe oră observăm că am avut o lumânare foarte puternică, da? Haideți să ne uităm un pic și la indicatori. Are potențial să meargă și mai sus. Pe 4 ore, foarte important este ca MACD-ul să intersecteze. Momentan arată bine. 30 de minute arată bine. Vreau să mă uit pe daily. Indicatorii arată foarte bine. Pe weekly, vreau să mă uit la ceva. Vă tot spuneam eu că pe weekly RSI-ul, da, a format așa ceva. Două secunde.
Deci pe weekly avem rezistență, rezistență, rezistență. Haideți să nu luăm neapărat vârful ăla, să luăm de aici. Și avem așa, rezistență, rezistență, l-a rupt, l-a luat suport, da? Și aici a creat un tipar, da? Se vede cum a creat un triunghi, două secunde, triunghi ascendent, da? În momentul când rupe acest triunghi, da? Fie în partea de sus, fie în partea de jos, atunci putem spune că a ales o direcție, da? După cum vedeți, respectă acest triunghi maxim, da? Atâta timp cât îl respectă și trece timpul, da? Vedeți că timpul trece și încă îl respectă. Dar mai avem maxim o săptămână, 23 să aleagă. Mă întreba cineva de săptămâni de zile, tot alege o direcție. Vreau să vă spun că în analiză tehnică sau în trading sau legat de un asset cum e Bitcoin-ul, este nevoie de răbdare. Dacă poți să ai răbdare, poți, o să faci și bani. Dacă nu ai răbdare, poți să fie foarte greu să fii productiv. Adică eu vă spun că de 5 ani de zile studiez fenomenul, de 5 ani de zile învăț în continuu, fiindcă îmi doresc din ce în ce să acumulez mai multe informații. Ăsta ar fi și scopul vostru dacă vreți să evoluați. Dar dacă vreți doar ponturi sau vreți doar să intrați într-o monedă care credeți voi că se duce la lună, nu știu cum aș putea să vă ajut, da? Eu mă rezum la oamenii care vor să evolueze zi de zi. Bun? Ok, deci la asta trebuie să fiți foarte atenți, da? Bun. Haideți să ieșim de aici. Haideți să mergem pe o oră. Da? Deci suportul este 19.440. Dacă îl ține sau ține zona asta, 19.417, 19.700, de aici încolo avem potențial să mergem mult mai sus. Da? Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest video. Aș aprecia dacă mi-ați da un like, ar ajuta acest canal și oamenii ca voi să se bucure de aceste videouri și v-aș ruga, dacă nu v-ați abonat, să vă abonați, să apăsați clopoțelul, să fiți notificați ca pe viitor când postez să vedeți primii. Bun, vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!